Salutare și bine v-am găsit la un episod nou în care deschidem chestii. Azi avem Super Zings, seria 5. A spus mulți dintre voi că vă place foarte mult Super Zings și că a apărut la Pepco și că nu știu ce și că vreți să facem o fază cu asta. Un unboxing din asta și am luat o cutie. Faza este că eu mai am niște Super Zings, adică deci fazele astea, deci eu care le desfac, toate astea care le desfac, eu oricum le colecționez. Și nu le-am, doar că nu le-am filmat, dar cred că e timpul să mai și filmăm când mai deschid ceva. Chiar cu seria 5 nu am nimic, am seria 4, așa că am luat seria 5 pentru că nu am nimic de seria 5 și vreau să și reacționez. Am câteva de seria 4, dar cred că e timpul să vedem care e faza. Sunt 80 de colecționat, deci destul de mulți. Și se pare că în cutia asta, da, îmi dă și un super zing, da? Adică îmi dă și unul din la mare, că celelalte sunt puțin mai micuți. Iar eu ce vreau să fac acum e să adun cât mai multe. În astea sunt 50 de bucăți, da? Dar colecția este de 80. Există și album pentru astea. Deși nu am găsit album pentru seria 5, există album pentru seria 4 și asta pot să le iau. Deci dacă vreți să facem unboxing din astea, rupeți butonul de cocolike și hai să vedem care fază, deschidem cutia împreună. Ia uitați-o cât de frumoasă este. Ia uite câte sunt aici plin. Și că e și unul mare și vreau să văd care este. Punem cutia așa puțin mai în spate și aici o să aranjăm frumos toate care ne pică. Desigur, vrem cât mai puține dubluri, dacă se poate nicio dublură. Așa că rupeți butonul de cocolike să vedem ce putem să facem acum. Haide cu noroc. Ia să vedem ce ne pică în asta. Deci ne-a picat. A, așa este. Mamă, ce e ăsta? Uitați-vă la el, zici că este o lamă de ras. Pe cuvântul meu, zici că e o lamă de ras. Ok, am să-l pun aici, lama de ras, așa, și să vedem ce avem aici. Să deschidem asta, să vedem care e faza. Mamă, trenulețul, păi e clar că-l vreau. Fiți atenți, uitați aici ce este chestia asta de aici. Este Wanted Ultra Rare Gold, deci asta o vrem, aurul Ultra Rare, îl vrem neapărat. Și aici arată dușmanii care sunt. Am înțeles, deci trebuie cumva să-i punem pe rivali, că sunt rivali. O să țin asta lângă mine. Unde este al nostru pe care l-avem? Nu cred că l-arată. Sau l-arată? Da, uitați-l. Uite aici este. Îl cheamă Shaki și se bate cu spumă de ras. Bine, mă, bine. Super tare. Mai deschidem. Mamă, deja îmi place. Deja îmi place. Să deschid asta, așa. Așa, vedem ce pic acum, ce-a picat. Acum ne-a picat ăsta. Un fruct, zici că este. Asta e un fruct. Hai că-l punem aici. Și fructul cu cine se bate? Arată aici cu cine se bate? Bă, uitați că sunt chestii diferite acum. Fructele se bat cu altcineva. Am înțeles. Care-s dușmanii de la fructe? Deci eu am acolo, unde l-am eu pe ăsta al meu? Uite ăsta l-am al meu. Ăsta de aici. Pici, piersică. Mamă, și aici ne trebuie chestiile astea aurii. Sunt 80. Să vedem ce urmează. Așa. Hopa, ăsta e un fel de frunză, dar e super tare, deci uitați-vă ce fain este și foarte calitativ la atingere. Vreau să văd exact cine este și care este dușmanul lui, pentru că vreau să-i fac așa pe colecție, pe tot ce vrei. Ok, unde este? Ăsta pe care l-avem noi trebuie să fie pe aici, deci este un fel de... Uite aici este, ăsta de aici este și îl cheamă Sky Billy și se... numărul 364! Mamă, e numărul 364, pe înseamnă că trebuie să ai și pe ceilalți din colecțiile trecute ca să faci toată colecția. Nebunie. Bun. Ia să vedem. Ăsta e villain, ăsta e rău, fac pariu. Pare a fi un robinet. Uitați-vă, un robinet roz. În vârst de robinet, dar foarte calitative sunt. Sunt mai calitative decât cele stickers-urile de la Lidl. Le punem aici. Așa, și aici să vedem unde este, cu cine se bate, care e dușmanul lui. Tare cu trenulețul ăsta, deși îl vreau. Ia să vedem unde este el, unde este. Sunt destul de mulți. Măcar nu-l găsesc, pe cuvântul meu. Uite robinetul, aici este. Nas de robinet se bate cu Rainhead, se bate cu dușul. Am înțeles. Super tare. Să vedem ce urmează. Mamă. Îl avem pe... Mamă, zici că este un ibric. Uitați-vă la el ce șmecher este. Zici că e un ibric. Super tare, dar sunt foarte calitativi. Punem aici, ibricul cu cine se bate, că trebuie să știu toți cu cine se bate, mai aici. Ibricul, unde este ibricul? Ok, deci ibricul meu este mai așa, mai colorat. Mă, nici nu-l văd, pe cuvântul meu, vedeți voi? Pe cuvântul meu, dacă-l văd.
L-am găsit aici, uitați-l. Ibricul este boiling head, ibricul care fierbe se bate cu... Ce-i fighter? Se bate cu ceaiul. Am înțeles. Mamă, îi fac aici pe colecții, pe tot ce vrei. Ne să deschidem din nou. Așa. O, dar ce fain e ăsta! Du-te, mă, zici că e Captain Hook. Ia uite-te la el. Ce fain este. El se pune într-o mașinuță. De asta are gaura asta de aici. Ok. Putem deschide și mașinuța la un moment dat. Cred că una am pic aici. Deci îl avem pe ăsta. Ok. Ăla este în partea sau pe la cealaltă? Că nici nu știu. Ia să vedem aici. Deci noi îl avem pe ăsta roz. Deci noi îl avem pe ăsta. Ăsta îl avem noi. Ăsta este. Jolly Roger. Doar că există două modele. 382 și 381. Există varianta oranj și varianta mov. Noi avem pe varianta mov. Aici așa vedeți. Super tare. Bă, ce-mi place să deschid. Ce urmează? Ce urmează? Ce a picat acum? Du-te, mă, scafandru! Uitați-vă la el ce mișto este. Da, măi, fain de tot. O să vedem cu cine este scafandrel. Scafandrel. Uite la aici este. Asta este. Scafandru se bate cu picioare de brață, cum ar veni. Super tare. Mamă. Fain să știi și care sunt dușmanii și care sunt eroii. Cât am înțeles unii sunt eroi, alții sunt dușmani. Du-te, mă, ce fain e ăsta! Cât de fain este! Și așa robust. Oh my god. Ar fi fost fain dacă scrie pe el numărul. Numărul 8. Cred că e un fel de biliard, așa. Îl punem aici. Să vedem unde ești tu. Biliard, cap de biliard cu numărul 8. A trebuit să-l văd destul de repede, că e numărul 8 biliard, dar nu-l văd. Uite-l, uite-l aici, uite-l aici. Se pare că sunt două feluri. Este varianta asta care avem noi și este și varianta pe roz. Sunt două feluri. Bun. Ia să vedem ce urmează. Așa. De nu fac eu rost de album. Opa, tu cine ești? Bă, ăsta e un picior. Uitați-vă la el, e un picior. Ce? Dar sunt foarte calitative. De nu face tătic cu colecția. Piciorul, să vedem unde este piciorul. Unde? Uite, ăsta-i. Ăsta, uitați-l aici. Freezebot. Ăsta este. Uitați-l aici. Așa. Ăsta de aici este. Freezebot se bate cu slap. Mamă, ce tare. Punem aici la colecție. Facem colecție sănătoasă. 2, 4, 6, 8, 9. Mamă, câte mai avem de desfăcut. Cred că nu o să mai arăt rivalii, dar o să-i facem la sfârșit, ca să meargă mai repede. Îl avem pe Ninja Pepene, așa mi se pare mie că este. Super tare. Punem aici în partea asta. Ia să vedem. Nu la sfârșit la rivali, că mi-e durează prea mult. Du-te, mă, ăsta e omul ganteră. Ia uitați-vă. Are o ganteră în spate. Bă, e fain. E fain să pice tot timpul cât mai noi. Asta e fain. Practic ar fi fost frumos să în toată asta să-mi pice fără dubluri, că până la urmă, na, așa e frumos. Doamne, asta este din ăsta de decorabie, manivelă decorabie, cum ar veni. Super fain. Punem aici, ca să vedeți și voi cât de cât. Așa. Vedem ce urmează. Eu păstrez foicica asta, chiar o păstrez, mai pun pe ea. L-avem pe prima dublură. Dublurile o să le pun în altă parte, sper să nu fie prea multe. Bă, umblă ăștia cu dubluri de-abia, acum, mă. Punem asta deoparte. Ce-o picat? Oh, avem colecția. Ia avem pe amândoi. Ia uitați-vă. Ia avem pe amândoi. Ce tare. Super tare. Îmi place, îmi place să merg pe colecții, pe din astea. Mie așa îmi place. Super tare. Ok. Ce urmează? Mamă, să zici că e o oaie. Ia uitați, zici că e o... A, e un sushi. E orez cu pește deasupra. Băi, e fain ăsta. Îi punem aici în față. E fain de fain. Așa, sushi, punem de fapt aici. Să mai luăm încă una. Schidem următorul. Punem hârtia în altă parte, că ne mai trebuie. Și l-avem pe... Dar fiți atenți, că nu-i dublură. Uitați-vă. Deci, asta este colecția. Trebuie să fie în amândouă, că așa scrie în album. Deci e fain să le iei pe amândouă așa, doar că singurul pe care l-am dublură și chiar vă arăt că chiar este dublură, deoarece n-au culoare diferită. Oricum, mai există și varianta care este ultra legendară. Uite, ăsta este dublură, da, vedeți? Este efectiv același. Și mai există și varianta ultra-legendară care este de aur. Ultra-special-legendară, cum vrei să o zici. Super Zings. Oh, da, făinuț mai este și ăsta. Ia uitați-vă. Încă o colecție, ia uitați-vă. L-am avut pe ăsta și acum l-am luat și pe ăsta. Perfect, super tare. Mă, ce joace Carolina cu ei când mai crește. Că le pun aici. Ce-mi place să desfac. Să vedem.
Ce ne pică? Oh, ce amuzant! Zici că e o nucă de, o nucă de cocos verde. Asta este o nucă de cocos verde. Punem aici. Pun și pe ăsta aici ca să se vadă. Luăm încă una. Punem hârtia. Ce-o picat? Ah, nu știu ce e ăsta. Dar îl mai am sau nu l-am? Nu l-am, e nou. Ia uitați, e cumva un... Nu știu ce... Desfaci cu fermoarul, o bucată de fermoar este. Asta e bine. Așa, în următoarea. Nici n-am ajuns la jumătate din desfaceri. Opa, ăsta e diferit. Ăsta e diferit, e un fel de ventilator. Așa, o să mă uit puțin la ventilator să văd care e faza. Deci noi avem ventilatorul, să mă uit la asta. Așa, care ești, măi? Ești din colecție, ești, nu știu care ești. Unde e ventilatorul? Deci ventilatorul cu ventilație roșie pe acolo, ia să vedem. Uite, ăsta este, ăsta este. Capitan! Rare Super Finish! Fiți atenți, ăsta de aici este rar. Deci ventilatorul ăsta de arată mai fain, este rar. Deci nu e obișnuit, deci fiți atenți, ăsta este Capitan. Ce tare, uite și ăsta de aici scrie rare și alte nu sunt rare. Am înțeles, deci am luat unul rar. Pe bine că m-am uitat așa ca să mă bucur. Când văd ceva mai șmecher, mă uit. Ia, uite ce fain e ancora asta, ce drăgălașă este. Super tare, o punem aici. Băi, bine, n-avem decât o dublură, adică o ducem bine. Ia să pun asta aici și să mai pun și în partea asta. Super zings. Așa. Asta este o dublură, o mai avem pe asta. Din păcate, o punem aici. Dublurile le țin în altă parte, că păi și alea-s bune, mai la schi, mai nu știu ce. E bine. Așa. Opa, asta nu e dublură și pare ceva mai interesantă. Ia uite-te, de făcut sandwich-uri. Ok, punem aici. Mă uit așa puțin la asta, că totuși pare prea interesant. De făcut sandwich-uri. Care ești, măi? Cred că aici este. Unde ești tu, măi, de făcut sandwich-uri? O fi rar ceva. Nu este rar. Ăsta este de aici. De făcut sandwich-uri se bate cu ketchup. Vedeți? Super tare. Perfect. Și ăsta pare a fi fain. Este fix o... Pur și simplu este o vânătă. Așa. Ce urmează? Se deschide. Mamă, ce fain că l-am pus. Am crezut că l-am, că seamănă cu ceva, dar vreau să văd care este. Fiți atenți ce boss este ăsta, măi. Uită-te la el ce șmecher se crede. Ok, vreau să văd care este. Că am impresia că s-ar putea să fie ceva mai șmecheros ăsta de capul lui. Ochelaristul. Unde ești, măi? Deci, el este ochelaristul șmecher. Unde ești, unde ești, unde ești, unde ești, unde ești? Voi îl vedeți? Fiți atenți, am o colecție. Uitați-vă aici. Îl am pe ochelarist. Vedeți ochelaristul aici? Deci, îl avem pe ochelarist și pe picior aici, vedeți? Și faza este că eu pot să-i pun să bat ochelaristul cu piciorul. Deci, uitați-vă. Ăștia sunt cumva rivali. Am echipă. Bine, mă. Bine, o să mă joc după cu rivalitate, cu din asta îi pun eu. Ia să vedem ce urmează. Opa, ăsta mi-a picat dublură, uitați și tu de câte dublură a picat ăsta. Nu știu din ce cauză, e așa comun ăla. Să e vorba de noroc. Opa, ăsta e puțin desfăcut. Vedeți, e din fabrică desfăcută, dar eu sper să-mi fice... Opa, mi-a picat cealaltă parte, deci uitați-vă ăsta, da? De aici și eu l-aveam pe ăsta. Mi-a picat cealaltă culoare a lui. Nu înțeleg de ce sunt în două culori, dar așa sunt. Era și puțin desfăcut. Și nu s-a putut abține. Oh! Oh! Bă! Ia uite cum e ăsta, e auriu. Bă, cumva ăsta e mai legendar, ceva super rare. Uitați-vă ce fain este. Uitați-vă la el ce fain este. Stai că mă uit acum să văd. Deci ăsta cred că e un șef ceva. Deci, stai puțin că mi-a picat ăla... Unul super zing, ăsta mi-a picat mie, ăsta e ăla cel mai șmecher. Deci mi-a picat, da, uitați-vă. Fiți atenți, mi-a picat un super rare gold, Alien Bandit, ăsta este. Vedeți? Ăsta mi-a picat. Deci ăsta este super rar de aur. Și șef. Deci ăsta chiar, ăla chiar este șmecherie, mi-a picat, ăsta cred că e super zingul. Că zice că îți garantează un super zing în pachet. Mamă, ce comic este asta, nu știu ce este, un mixer ceva, vedeți? Mixer din la vertical.
Numai aici? Mă, chiar sunt faini ăștia. Ce picat aici? Bă, este ridicolă treaba. Uitați-vă câți am din ăștia. Am 4 în total și 3 dubluri. Nu știu care e faza cu ăștia. De ce sunt așa de comuni? Nu pot să înțeleg. Poate cineva îmi explică. De ce sunt așa de comuni? Opa, ce este ăsta? Bă, mai am un scafandru. Bă, parcă mai am un din ăsta. Dar unde-i scafandru cumva? A, uite, am colecție. Bine, mă, e bine când am așa. Atât timp cât nu pică dublură, eu sunt mulțumit. Știți? Că e de altă culoare, că e așa. E colecție, nu? Opa, și aici e bine. Îl vedeți pe ăsta? Și eu l-aveam pe ăsta. A, așa, fraților, să facem colecție aici. Face tăticul colecție. Mai deschidem. Opa. Ăsta l-am deja. Ăsta l-am deja, exact aceeași culoare. Hai să vedem. Oh, și ăsta pare interesant. Verificăm imediat. Deci uitați-vă la ăsta. Sigur e ceva mai special. Opa, ia uitați-vă ce este. Este un super rar silver finisher. Ăsta este de aici, îl vedeți? Ăsta. Deci e super rar. Mamă. Pune aici în față. Dacă e super rar. Chiar e bine. Bine când pică din ăștia super rari. Ok. Ah, mi-a picat celălalt picior. Deci mi-a picat piciorul, da. Și uite-te, am două picioare. Hopa, 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 hopa. Ok, nu știu care e faza cu dublura la picioare, care e faza cu ei, care sunt pe culori diferite, dar mă mai interesez eu. O să vedem. Mi-a picat ăsta, dar mai avem. Deci uitați-vă pe ăsta, îl mai avem. Îl vedeți? Ce urmează? Să vedem. Asta nu l-am. E sandwich. Ia uitați, e un sandwich. Aș mânca acum un sandwich. Sandwich, eu sunt sandwich. Bun, punem aici. Așa. Piratul l-avem? Parcă mai avem. Dar oare, nu știu, la aceeași culoare? Da, l-avem, uitați-vă. L-avem. Puține dubluri, ceea ce este foarte bine. Hai să vedem ce pică. Ce cum e spuma de ras. Stai că spuma de ras se arege valul cuiva. Am uitat, am pus-o aici și nu cred că mai găsesc exact care este. Da, nu mai găsesc care a foaia de la el. Dar cred că spuma de ras se bătea cu ăsta. Da, parcă dacă mai țin eu minte. Dar o să mă uit să văd. Dar așa cred eu. Că am aruncat foicica aia și s-a pus între alea mai multe. Și nu mai știu care este. Ia uitați-vă, încă un sandwich, dar nu e aceeași. Bă, nu e altă culoare! Bă, era să-l pun deoparte la dubluri. Eu vreau să te pun la dubluri când tu, de fapt, ești mai original. Așa, ești mai unic. Să vedem aici ce urmează. Încă un papuc, dar avem. Avem culoarea asta. Mai avem câteva. Așa. Ce este, aceeași spumă de ras? Fiți atenți! Nu cred. Spuma de ras. Stai că vreau să mă uit acum la spuma de ras. Cum este? Unde este spuma de ras? Că nu o văd. Este aici, după cum vedeți, dar nu cred că e spuma... Ba, fighting foam, spuma de ras care se boate. Și faza este că nu este dublură, deoarece o avem așa. Două culori. Nu știu care e faza cu cele două culori, dar așa o avem. Adică nu înțeleg de ce au pus două culori. Ok, ăsta este. Ninja, l-avem pe ninja. Pun la dubluri. Sau l-avem? Da, l-avem tot în forma de ninja, din câte țin o minte. Da, l-am văzut acolo, în forma de ninja. Bun. Vedem ce urmează. Avem și pana asta, din câte țin o minte. Da, o avem. Dublură. Bă, stai puțin, bași numai dublură aici jos. Hai mă, dă și chestii noi, șmechere. Așa. Cap de duș. Super tare. Uitați-vă, avem cap de duș albastru, să vedem cu cine se bate, deoarece cred că am facem o colecție aici. Bă, capul de duș nu prea stă, vedeți? Tot cade. Ia să vedem cap de duș, unde ești? Cap de duș se bate cu nas de robinet și avem pe amândoi. Cap de duș și nas de robinet. Acum, uitați-vă, ăștia doi se bat între ei, așa.
Duș cu robine, doar că ăsta nu prea stă. Vedeți, nu știu cum să-l pun, că nu prea stă el, cam cade. Perfect, mai avem câteva pliculețe și vreau să le deschidem. Opa, opa, ăsta iar e un capitan bun. Ia uitați-vă la el cum arată. Este un fel de clopot, ce este? Un clopot, o să-l punem aici, că este iar un capitan. Deci clopotul, să vedem care este. Sigur e capitan garantat, dar care este? Uite, l-am găsit. Sky Bishop, nu e capitan. Am crezut că e capitan. A schis la cu rivalii. Am crezut că e capitan. M-a păcălit. Vedem ce urmează. Wow, ce amuzant este ăsta. Păi nu am văzut pe ăsta. Pălărie cu... Asta, ia să-l punem aici. Să vedem. Domnul pălărie. Albastru cu pălărie. Să vedem care ești tu, de fapt. Uitați-vă că mă arată aici. Sky Bishop, pe care l-am luat înainte, vedeți așa, este Rare Super Finisher. Deci chiar e super tare. Eu îl căutam pe albastru cu pălărie și l-am văzut pe ăsta. Dar nu-l văd aici, o fi pe partea cealaltă. M-am uitat peste tot pe asta și nu-l văd. Îmi spuneți mie dacă voi îl vedeți, că nu-l văd deloc pe ăsta, de exemplu, albastru cu pălărie. Poate e altă culoare aici, dar nu-l văd. M-am uitat, am întors asta pe toate părțile și nu îl văd. Și ar trebui să fie... Că ei de obicei sunt pe aceeași fază pe care găsești. A, uite-l, asta-i. Bad Jammy, ăsta-i... Ai gem! El este gem, e borcan cu gem ăsta. Câte mai avem? Mai avem 3 bucăți. Hai să le deschidem. Asta deschidem prima. Oh! Ho-ho-ho-ho! Ia uite ce este ăsta. Nu prea știu ce ești tu. Dar e fain că te avem. Ia să vedem, să ne uităm care ești tu. Cap mare, rotund. Ăsta e de aici. Este lupa și este lupa și binocliu. Mamă. Așa. Ho, ho! Ce mișto e ăsta, surferul. Ia uitați-l, ce mișto este. Bă, chiar e super fain. Punem aici. Să vedem surferul cu cine ești tu, care-i treaba cu tine. Am surfer roșu, parcă văd că sunt de două culori. Băi, ești nebun! Surferul este Kid Fury Ultra Rare. Ăsta este, am cutat peste tot pe asta și pe partea cealaltă, dar nu este, ăsta este. Ia uitați-vă! Mă, zice că ești super șmecher dacă găsești ăsta. Ăsta e care vrei să-l găsești. Kid Fury Ultra Rare. Bă, l-am găsit! Nu vine să cred! Eu l-am cutat peste toate astea, după aceea stai puțin, îl avem pe ăsta. Ultra rar! Deci ce rar, ultra rar. Și acum luăm pe ultima, după cum vedeți. Așa, păi deci mi-a picat chiar bine de tot. Bine, bine de tot. Avem foarte puține dubluri. Când ne uităm și aici a picat ăsta, încă o dată gemul, care oricum, deci câte dubluri avem? 2, 4, 6, 8, 10, 11 dubluri? Mamă! Doar 11 dubluri. Ia uitați-vă pe care avem, sunt super, super fine. Avem jumătate din colecție, deci efectiv avem 39 și colecția de 80. Ne mai trebuie. Ăsta a fost Super Zinx 5. Dacă vreți să mai deschidem o din asta cu Super Zinx 5, rupeți butonul de cocolai și la 10.000 de cocolaicuri mai deschid încă una. Și la 5.000 de cocolaicuri cumpăr două cutii de Super Zinx 4. Ești nebun? Data viitoare. Pa, pa!